Bună dimineața și bine v-am regăsit după o absență de câteva zile. Aș vrea să abordez un subiect care deja a fost abordat pe post, pe message board, de către unii dumneavoastră. Și anume, dacă așa sta lucrurile cu legea și cu harul și cu mântuirea, care trebuie să fie atitudinea noastră față de sabat? Nu am timp să dezvolt aici o teologie sabatului, dar aș vrea să rămân pe în, în atmosfera acestui devoțional. Să mă ocup de partea practică și spirituală și de o relație directă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, întrebarea pe care vreau să o abordez săptămâna aceasta este cum să păzim Sabatul. Și când pun întrebarea cum să păzim Sabatul, o pun în mod fariseic. Cred că Sabatul este sigilul lui Dumnezeu. În sensul că de felul cum păzim Sabatul depinde sau mai precis, felul în care păzim sabatul reflectă felul în care am înțeles mântuirea prin credință și relația noastră cu Domnul Isus Hristos. Ca atare, voi trece la ceea ce putem învăța de la Isus cu privire la păzirea sabatului. Și o să încep cu Marcu, capitolul 2, versetele 23 până la 28. Evanghelia după Marcu a fost scrisă pe la anul 70 după Hristos, a fost scrisă pentru publicul neiudeu, este cea mai veche Evanghelie, este prima Evanghelie scrisă și ca atare este, are valoarea originalului. Să începem deci cu versul 23. S-a întâmplat că într-o zi de sabat Iisus trecea prin larurile de greu, ucenicii lui, pe când mergeau au început să smulgă spice de greu. Farisei au zis, vezi de ce fac ei, nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Acum aș vrea să iau puțin apărarea fariseilor. Nu știu ce părere aveți despre smulgerea spiciului în zi de sabat sau culesul de fructe în zi de sabat, dar un lucru este sigur. Atunci când vrei să faci legi, nu poți să faci legi pentru fiecare detaliu particular. Rabinii erau destul de reali să înțeleagă că sunt multe excepții, multe situații particulare. Și legilor țineau cont, mai ales de, de stări de urgență. Dar, în principiu, când e vorba despre cules spice, ori le culegi, ori nu le culegi. Dacă le culegi, treier, dacă nu le culegi, nu le culegi. Nu pot să acomodez plecând de la faptul că un număr de spice pot fi culese, dar nu un număr mai mare de atâta. Așa că s-au adesat lui Isus și nici nu i-au spus, uite, ei păcătuiesc. Au spus, fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Cu alte cuvinte, îngrijorarea fariseilor nu e de natură că vezi că n-ar putea să fie mântuit sau că Dumnezeu în lege ne-a poruncit să nu smulgem spice ci de altă natură. Până la urmă, dacă dărâmăm orice barieră, unde ajungem? Noi înțelegem că nu e păcat să rupți două în ziua Sabatului. Dar, în ultima instanță, dacă renunțăm la asta și apoi la alta, la alta, la alta unde vom ajunge. Și este o întrebare pe care aud de multe ori pusă și uh, ceea ce reflectă această întrebare este o mentalitate fariseică. E ideea că, de fapt, uh, ceea ce ne ține pe noi lângă Isus sunt niște restricții. Și că natura sau esența noastră cu Isus în sine ține de păstrarea intactă a acestor restricții. Ori tocmai lucrul acesta nu-l acceptă Isus. Citez mai departe. Iisus le-a răspuns. Oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămâzit el și ce erau împreună cu el? cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele mari lui preotul Abiatar și a mâncat pâine pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngătuit să le mânce decât preoții și cum a dat din el chiar și celor ce erau cu el. Acest chiar și celor ce erau cu el vrea să spună înțeleg că David este, era un sudomnului. Hai să zicem că el avea acces la pâinile din care putea să mănce doar preoții. Dar cei ce erau cu el, unii dintre ei erau ultimii oameni. Cum a fost posibil ca David să le dea lor să mănânce din aceste pâini? Înainte de a citi concluzia, vreau să ne oprim puțin la logica lui Isus. Ce vrea să spune Isus aici? Isus vrea să spună că acest serviciu al punerii înaintea pâinilor, care a fost rânduit de Dumnezeu, era un serviciu care trebuia respectat. Dar că nu avea o valoare absolută. Atunci când David a fost flământ, și vreau să spun, nu era cazul că va muri de foame, dar când a fost flământ, a fost legitim să ia din pâinile puse înaintea Domnului și să mănânce, să dea și celor ce erau cu el. De ce? Înainte de a arăta motivul, vreau să arăt că aici Isus face o deosebire între ceea ce este valoare absolută, ceea ce este etic, ceea ce este bine și rău. Binele este unul singur, aici nu este negociere Și ceea ce este doar cultic sau ceremonial și este un simbol Și ceea ce vrea să spune Iisus referindu-se la pâini Este că într-adevăr erau puse pentru Dumnezeu Erau, erau, făceau pentru o întreagă de vină Dar un om flământ este mai important decât un serviciu religios și ca atare era legitim ca David să dea și celor ce erau cu el, din pâine care au altfel consacrate Domnului. Ce legătură are asta cu sabatul? E o întrebare. Este sabatul ceva cultic sau este ceva etic? E bine, sabatul etic, sabatul în care intră noțiunea de bine și rău, sabatul ca uh, valoare absolută, ca realitate, nu ca simbol. Este ceva ce se poate baza doar pe cuvintele și exemplul Domnului Iisus Hristos. Sau dacă vreți să mergem la Evanghelie, să dacă vreți să mergem la Vechiul Testament, e Vechiul Testament citit prin prisma Noului Testament. Sabatul, așa cum vine în Vechiul Testament, din acest discurs al lui Iisus reese, că nu este deosebit de pâinile punerii înainte. Adică așa cum porunca pâinilor până înainte. Ținea de închinare, un serviciu de închinare, o formă de închinare, care în sine nu avea valoare absolută. Nici o formă nu are valoare absolută. La fel, sabatul, așa cum apare în vechiul legământ, este o formă de închinare care în sine nu are o valoare absolută. E ceremonial, e simbolic, însă există lucruri permanente, lucruri veșnice și sabatul Vechiului Testament nu este unul dintre acestea. Probabil că ceea ce am spus eu deja ridic un semn de întrebare în mintea, un, în mintea unora. Așa că o să merg mai departe. Și lăsând la o parte acesta aspect cultic, ceremonial, simbolic, relativ, o să merg la adevărul mai directe și mai adânci care vor lămuri întrebările pe care ce-am spus le-a ridicat în mintea unora și vor răspunde la Alte întrebări. Apoi a zis: Sabatul a fost făcut pentru om, Iar omul pentru sabat. Ce vrea să spune Iisus aici? Ce înseamnă Sabatul a fost făcut pentru om? Țineți minte când eram în România și era 23 august sau era ziua Unirii, mă rog, era o sărbătoare națională. Această sărbătoare națională, în orice dictatură, sărbătorile naționale, nu sunt pentru om, sunt pentru conducătorul iubit pentru cei puternici. Așa că atunci când o sărbare este a unui a unui mai puternic, când el este în centru, nu este sărbarea ta. Iudeii credeau că sabatul este ceva asemănător și o să vă prezint concepția populară a iudeilor despre sabat. Iudeii credeau că atunci când Dumnezeu a încheiat cele șase zile ale recreației, s-a odihnit. Și a sărbătorit sabatul în cer. Și Adam a fost creat în ziua a șasea și a fost chemat în cer să serbeze sabatul împreună cu Dumnezeu și cu îngerii. Deci a fost o onoare făcută lui Adam să participe la sărbarea sabatului. Odată omul creat însă au apărut alte probleme. Omul fiind o ființă slabă și păcătoasă. Însă evreii reprezintă acea parte a omenirii prin care Dumnezeu își vede voința lui în actul creației împlinită. Și evreilor li se acordă privilegiul de a participa la ziua de odihnă a lui Dumnezeu. Deci rețineți bazele acestei teologii. Sabatul nu este pentru noi, este pentru Dumnezeu. Evreii țin sabatul nu fiindcă a fost făcut pentru evrei, sau fiindcă a fost făcut, în niciun caz fiindcă a fost făcut pentru om, ci ei țin sabatul pentru că ei au privilegiul de a fi invitați la o sărbare a lui Dumnezeu. E bine, această concepție face ca sabatul să fie un privilegiu național și niciun evreu vreodată nu a gândit că este o obligație morală să ții sabatul. Ei nu cu zile că noi neamurile, dacă călcăm sabatul, nu, dacă călcăm sabatul păcătuim, din cauza asta un evreu își cere să-i aprinzi lumina în sabat sau să faci foc în sabat, să faci o lucrare în sabat și nu simte că l-a făcut pe altul să păcătuiască, fiindcă el crede că sabatul nu este o poruncă morală care se aplică la întreaga omenire, ci crede că sabatul este un privilegiu al poporului iudeu de a participa la o sărbare care se ține în cer, pe care Dumnezeu o pretinde, care este pentru Dumnezeu, are pe Dumnezeu în centru. Pe de altă parte, atunci când îl vezi pe Dumnezeu ca pe un dictator, care are o sărbare, sărbarea aceasta apare ca o obligație pentru tine, nu ca un privilegiu. E bine, Isus dărâmă toată această teologie cu o singură afirmație. Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Și ceea ce vrea să spună Isus este că sabatul, de fapt, niciodată n-a fost ziua de odihnă a lui Dumnezeu. Ci a fost o zi de odihnă făcută pentru om și cu scopul de a satisface nevoile omului. Eu numesc această teologia a lui Isus Umanism Radical. Și vreau să explic ce înțeleg prin Umanism Radical și să aplicăm aceasta la sabat. E, și a, voi încheia cu o concluzie foarte practică. Există două concepții tradiționale e, în afara mesajului lui Isus cu privire la relația între om și Dumnezeu. O concepție este teocentrismul, în care sabatul, viața, lumea, sunt imaginate ca un cerc care se învârte ca o orbită circulară care gravitează în jurul lui Dumnezeu. Dumnezeu este în centru și totul se învârte în jurul lui Dumnezeu. Aceasta era concepția iudeilor, e concepția musulmanilor, e concepția multor creștini și se numește teocentrism. Totul se învârte în jurul lui Dumnezeu. În cazul acesta, sabatul a fost făcut pentru Dumnezeu, fiindcă sabatul trebuie să fie o zi teocentrică, în care totul este pentru Dumnezeu. Așa cum uh, pâinile de punere înainte uh, erau privite într-o concepție teocentrică, adică erau pentru Dumnezeu, nu erau pentru om. Există apoi o concepție antropocentrică, pe care o numim umanism, în care totul se învârtește în jurul omului. Problema cu această concepție este că atunci când totul se învârtește în jurul omului și omul este măsura tuturor lucrurilor, această măsură variază odată cu statura omului. Adică vreau să spun că gusturile, concepțiile, valorile personale ajung să fie criteriu de bine și rău. Și numim aceasta relativism. Umanismul duce impecil la relativism. Pui omul în centru, dar omul fiind centru nu poate să ține totul în jurul lui și atunci toate lucrurile încep să se clatine. Valorile încep să se clatine, devin relative. Există o altă concepție însă și, așa cum am spus, cele două pot fi represate ca niște cercuri, orbite circulare. În primul caz, orbita se învântă, este gravitează în jurul lui Dumnezeu, în al doilea caz, orbita gravitează în jurul omului. Există însă orbite cu două centre și acestea se numesc elipse. Și cel mai bun exemplu este chiar sistemul nostru solar. Astronomul Johannes Kepler, care a descoperit legea mișcării corpurilor în elipsă, spunea de altfel că cerul este o parabolă a Evangheliei. Și e bine să învățăm din, 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 din această parabolă a elipsei. O elipsă este un, 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 o linie circulară, dar care nu este un cerc perfect, ci este un oval, Și gravitează în, doua, în jurul a două centre. Evanghelia implică viața omului gravitând în jurul a două centre, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Vă amintiți că atunci când un farisul a întrebat pe Iisus care e cea mai mare poruncă, Iisus i-a spus să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea ta, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, aceasta este cea mai mare poruncă, cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Deci, iubirea de aproape este asemenea primei porunci. E la fel de mare. Nu e mai mică decât ea. Deși este a doua. Și ce însemnează această elipsă? Așa cum am spus, viața omului gravitează în jurul al două centre. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Hai să mă la legile lui Kepler. Kepler ne-a arătat că forța care mișcă planetele în jurul celor două focare, celor două centre ale elipsei, este Soarele. Și ce înseamnă aceasta? Chiar dacă o planetă nu se învârte circular în jurul Soarelui, ci are două centre, două focare, forța care îl mișcă este Soarele. Și ceea ce ține orbita stabilă este Soarele. Și vreau să spun, să fac o aplicație la această parabolă astronomică a Evangheliei, că forța care ne ține pe această orbită, în jurul lui Dumnezeu și în jurul apropiului, este Dumnezeu, nu este aproape. Humanismul a dovedit că dacă totul se vârte jurul omului, orbita nu stă, se desface. Dacă totul se vârte doar în jurul lui Dumnezeu, devenind ca farisei care sacrifică omul pentru sabat, sau lasă o să moară de foame în timp ce pâinile sunt în templu, sau îi spune părintelui, tot cu ce te-aș putea ajuta este corban, le-am consacrat Domnului, n-am nimic pentru tine este teocentrismul fariseic. Dar această concepție eliptică, să zic, această teologie eliptică a Domnului Hristos, care pune dragostea și datoria față de aproape la egalitate cu datoria față de Dumnezeu, face din datoria față de Dumnezeu o forță care ne face în stare să, să iubim aproapele. Și conceptul sabatul a fost făcut pentru om apare în această teologie în care îi dedicăm sabatul lui Dumnezeu pentru ca să-l putem dedica aproape lui. Adică ă, relația noastră cu Dumnezeu în sabat este acea forță care motivează și, ă, și energizează relația noastră cu aproapele. Și aici este punctul de la care să plecăm. Așa că sabatul vine, nu uitați, vă rog, în sabat, mergem la Biserică, ne rugăm, citim Biblia, avem o zi specială în care. Nu uităm de aproapele, în care ne apropiem mai mult de aproapele, fiindcă ziua aceea dedicată lui Dumnezeu ne face în stare și ne motivează să fim mai aproape de cei care au nevoie de prezența noastră. Și nu uitați ce spune Apostolul Pavel, că un om, dacă este creștin, trebuie să dovedească, în primul rând, că este creștin cu cei din casa lui. Și dacă sabatul a fost făcut pentru om, lăsați, în primul rând, ca familia dumneavoastră să simtă că sabatul a fost făcut pentru ei că în sabat sunteți mai apropiat de soție, de copii, de părinții care zacuitați pe undeva prin România sau de prietenii care, pe care nu i-ați mai sunat de multă vreme. Lăsați că sabatul să-și îndepnească acest scop și să gravităm pe acea orbită eliptică despre care Iisus a spus că este esența legii lui Dumnezeu, iubirea suprimă față Dumnezeu, iubirea imparțială față de aproapele. Ne revedem mâine dimineață. La revedere!